facem această demonstrație, o chem pe Flavia, unde ești, mamă? No, 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 nu stai tu la metro când avem atâta nevoie de tine. Vino un pic pentru că vreau, avem nevoie de un model, un manechin. Da, un model în viață. Ciobi vrea să-ți arate două, trei lucruri. Flavia e într-o perioadă specială a vieții ei pentru că a fost balerină și n-a avut voie să facă foarte mai nimic. Încearcă câte un pic din fiecare sport. Am dus, am pus-o pe patine, a fost la cățărare, am mers cu diverse lucruri. N-a ajuns încă în preajma acestui balon cu aspect ciudat, cel puțin pentru o fată. Te rog frumos să te ridici. Mine. Noi nu ne băgăm. Vom explica trei situații de joc diferite. Da. Le alegem împreună. Ce vrei? Ai cele mai puternice picioare, ai nevoie de picioare puternice. Da. Noi suntem chibiții. Cătălin, să-mi dai microfonul, Ciobi, că avem nevoie aici. Da. Lumea trebuie să-și învețe ceva din emisiunea asta, apoi ne mai. Să faci să mă simt foarte feminină. Te simți. Mulțumesc. Cel mai important lucru și anume pasul. Pasa. Pasa la rugby întotdeauna se dă în spate. Cum se dădeau pe vremuri portocalele pe sub mână. Ai înțeles? Nu. Două, trei pase să înțelegem. Ciobi, da, dar nu e echipată. Dani, uite, domnul Harris nu trebuie echipată. Nu, e bine așa. Excelent. Ia uite. Perfect. Are ceva. Bun. Al doilea element foarte, foarte important este felul în care se bate autul. Tușa. Marginea se bate de deasupra capului. Da, cine o bate și cine trebuie ridicată, nu? Da, trebuie și așa, da. La cine trebuie să ajungă mingea? La un jucător din înaintare, de obicei un coechipier. Eu zic să nu ne băgăm noi. Unul din față, unul de spate. Cel mai înalt din spate, da. Sau iau din față. Așa, și ne batem joc în minime. Folosiți microfonul, să știți că trebuie să înțeleagă și oamenii acasă. Domnul Harry, ascultăm. Foarte bine, la nivelul genunchilor. Da. Trebuie să te ridicăm. Te ridicăm și el îți aruncă mingea. Flavia, nu ne bate în joc, în mine e meci greu. O priză. Bravo. Excelent. Bravo. Și el de ce susține? Ce tot la fel. Pun mâinile sub... Sub. Dar nu poate să sară, ea trebuie neapărat. Ea declanșează. Să vedeți ce o să declanșeze acum. Ea declanșează multe acum, da. Haideți să vedem. Poziția mâinilor, vă rog. Atenție, ce zice? Da, ce să zică? Ce zice arbitru aici? Ceva sau cum? Arbitru zice, gata, jucați. Jucați. Atenție, jucați. Haida, haida, opa, mereu, hai, haida, este, mă, țin așa. Excelent. Sunt sigur că o să câștigăm toate marginile cu Georgia. Avem, nu? Exchange. Schimbare, mărți, dolari. Stați pe loc, băieți, că mai am nevoie de voi la o singură... Păi la e dată cu cremă și mi-alunecă mânuțele. Da, eu zic că se dau cu cremă jucătorii de rând. Da. Și ultimul procedeu pe care trebuie să-l studiem față în față este grămada. Aici eu sunt specialist, dacă vrei putem să facem amândoi. Vă rog, da. Cine stă în față și cine prinde locurile din spate, niciodată nu m-am prins. Da. Depinde. După greutate. Asta se stabilește la vestiar. Bun. Deci, care este cheia la grămadă? La grămadă, în primul rând, trebuie să ții capul sus. Să stați mai așa, spatele drept. Să mă vadă acasă, că să crede că sunteți în altă parte. Face în oglindă cu mine. În oglindă. Da. Nu. Hai că ești tare în gură, vino aici. Capul? Eu nu vreau să mă uit. Nu vă uitați! Hai, angajează. Păi, eu încep. Stați numai puțin, rămâneți pe loc așa, rămâneți. Ce-i bolnav de inimă, ce de televizorul? Arată-i și Flavie mișcarea. Așa. Dă-că o introduc eu. Păi, aveți capul la mine în claviculă. N-are nimic. Păi, ce masaj. Copii, ține televizorul. Aveți gâtul lung. Așa se împinge în umăr. Așa se duce că l-o moară. Ce, te-a mușcat de ureche? Eu am crezut că se împinge în altceva, să știți. Da. Mi-a făcut masa. Linia a doua împingă sufese. Sufese împingă. Da. Eu am prins linia a doua. Pentru că Cătălin și în margine se ridică de sufese. Da. De sufese. Hai să ne oprim cu astea acum. Iată cum sportul devine tot mai interesant. Să știți că e prima oară când aflu. Eu n-am știut ce se întâmplă acolo în față. Să suferă. Deci de-aia băieții au aici niște pernuțe. Și zi mersi că nu te-a mușcat de urechi. Să mai mușca.
Deci e un masaj balinez pentru care nu plătești. Canibalii au fost eliminați săptămâna trecută.